În cursul acestei zile, 30 decembrie 2017, polițiștii din cadrul Biroului Supravegheri Judiciare, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, s-au sesizat asupra faptului că un bărbat din Constanța, aflat sub măsura controlului judiciar, impusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, nu s-a prezentat la sediul IPJ Constanța pentru completarea formularului în astfel de situații. Imediat, polițiștii constanțeni au întocmit hârtiile care se întocmesc cu această ocazie, trimițându-le în Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând ca instanța să hotărască viitoarea decizie. În prezent, bărbatul a informat autoritățile din România că se află pe teritoriul statului Madagascar și urmează să ceară azil politic acolo. În consecință, polițiștii constanțeni vor demara toate acele proceduri legale care se impun în astfel de situații. A fost sunat de la IPJ Constanța, de ofițerul de caz, și i-a confirmat lui că este plecat? Din informațiile pe care le deținem, respectivul bărbat a sunat și a informat din statul Madagascar polițistul de caz din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța că se află pe teritoriul acelui stat și nu se va prezenta la sediul IPJ Constanța pentru completarea formularului obișnuit. Iar la ce oră trebuia să vină? Până la ce oră trebuia să fie la IPJ Constanța să semneze? În jurul orei 12, el era așteptat conform graficului care este întocmit în astfel de situații. În funcție de datele pe care le aveam, el trebuia să anunțe dacă întârzie un timp mai îndelungat. Însă a făcut precizarea că se află pe teritoriul altui stat și este imposibilă prezența lui la sediul IPJ Constanța, astfel încât hârtiile în astfel de cazuri sunt întocmite cu celeritate și sunt transmise instanței care a dispus măsura controlului judiciar, în speranță, în Alta Curte de Casație și Justiție. A mai voie să părăsească țara? Din măsurile care erau impuse în această poziție de control judiciar, nu exista interdicția de a părăsi teritoriul României.